Inițial, la fața locului s-a deplasat o ambulanță pentru a-i da îngrijiri medicale bărbatului. Cum acesta trebuia transportat la spital și nu se putea deplasa singur, a fost necesară intervenția pompierilor. Mi-a bolnav cu inima și s-a sufocat și am chemat și au venit, au fost foarte activi și au venit de urgență. Cu ce suntem mulțumiți, așteptăm să-l transportăm la județeană să scape, să are o insuficiență cardiacă. Dar de ce pompierii și nu au venit cei de la salvare? Pentru că are 100 de kilograme și nu poate fi transportat. Misiunea pompierilor n-a fost deloc ușoară. Bărbatul are peste 130 de kilograme. Mică un pic de acolo, tu, ca să nu știu să mai fie. La lift, mergem ușor spre. Da, acolo sunt ușor, ușor. La fel de dificilă a fost sarcina lucrătorilor ISU de a-l muta pe bărbat pe targă și de a-l urca în ambulanță. În cele din urmă însă, misiunea a fost îndeplinită cu succes. Bărbatul a ajuns cu bine la spitalul județean de urgență, unde a rămas internat.